Robert Patrick Fus. Bun venit în Clubul Prietenilor de la 10, în primul rând. Vă salut și pe voi, și pe ascultători, și pe cei care ne urmăresc live pe Facebook. Bine ai parcat pe la noi. Pe a fost ușor. Da? Ai găsit locuri? Mi-a fost rezervat și pentru asta vă mulțumesc. Am zis că s-au scumpit parcările pe aici. Ai pile asta. Către prietenii de la 10, ai pile la ei, nu? Da. Cum te descurci, Robert, prin București cu traficul? Cum ți se pare? Sunt un caz fericit. Intru în București sau în traficul din București doar atunci când este cazul. Locuiesc undeva în zona Băneasa și am biroul în Otopeni, așa că pentru mine DN1 este... La ce oră? Cam zic că aici 9, este un schepsis. În funcție de la ce oră pleci? De obicei sunt contra valorii. La 9 mă duc spre 9-10 spre Otopeni și mă întorc. Ești în contra timp. 5:30, 6 seara, după amiaza. Și mai prind și eu drumul aglomerat, dar mă descurc. Cum? Cu răbdare. Cu răbdare sau cu răbdare, ce... rezervorul înveți dintr-o parte, aplici în partea cealaltă sau nu se aplică? Nu niciodată. Aplic. Nu că nu aplic, sunt doar prevăzător. Atât din partea în care vă referiți că aplic lucruri, sunt doar prevăzător. Și la raliuri suntem prevăzători, chiar dacă pare că nu e așa. Robert, de unde pasiunea ta pentru mașini, pentru raliuri? Nu știu, pe la 16 ani mi-am dat seama că îmi plac. La 18 ani mi-am luat permisul și undeva în 2003-2004 m-am implicat și fizic, nu numai La 18 ani? Nu, la 18 ani mi-am luat permisul. Asta înseamnă că până atunci ai urcat totuși la volan. Sau a fost doar așa, la școala de șofer? N-am urcat la volan, nu. Mi-am așezat scaunul mai mult, așa să zic. Deci prima experiență cu mașina a fost... După 18 ani. După 18 ani. Da. Și prima amendă de circulație? Cred că undeva la 19 ani. Cred că o parcare greșită. Dar erau anii 90. În anii 90, cum se obținea permisul de conducere? Cred că era tot procesul era mai greu, mai complicat decât acum. Aveam traseul de noapte, aveam poligon, aveam... examenul era parcă mai atent monitorizat. Acum mie mi se pare că lucrurile sunt mai simple. Și dar ce, poate o părere personală. Iar din punctul tău de vedere, ca și copilot și din ce vezi și poate pe traseu la cei mai tineri și pe drumurile din România, ce ar trebui reintrodus? Peste ce s-a sărit cu așa de mare ușurință? Nu știu, eu cred că totul pornește de la pregătirea din școala de șoferi. Se termină cu examinarea candidaților, dar sunt țări în care examenul și pregătirea celor care vor să obțină permisul de conducere durează luni de zile. Tu ești copilotul lui Eugen Caragui, din câte am înțeles noi. Da, așa știm și noi. Cum este Eugen? Pe Eugen e un tip special, îi mulțumesc că am avut ocazia să ne cunoaștem și să facem echipaj în Cupa Dacia și pentru viitor, sper eu. Și n-aș vrea să-l laud, dar chiar îmi face plăcere că sunt prieten cu el. Ionuț, îmi pare bine că l-ai întrebat ce crede Robert despre ce crede copilotul Eugen despre copilotul lui Robert, pentru că eu am găsit ceea ce spune Robert despre Robert. Eugen și Robert și Eugen, vă confundă lumea sau doar eu am probleme în această dimineață? Nu ne confundă. Nu vă lumea. Confundă. Înseamnă că problemele sunt la mine. Dar ce spune Eugen despre Robert? Robert este extraordinar, sunt foarte mândru de coechipierul meu și o să facem o echipă bună mult timp de aici înainte. Cred că este foarte important să ai această chimie cu partenerul de drum. Probabil că este unul dintre secretele succesului unui echipaj de succes, nu? Da, așa este. Declarația asta a făcut-o după primului raliu adevărat, unde am avut un rezultat bun, deși condițiile de la Brașov nu au fost cele mai bune pentru el ca să intre în adevărata atmosferă de raliu pe asfalt. Cu toate astea am avut un rezultat bun, zic eu. Declarația a făcut-o, mă măgulește de declarația lui și sper că ceea ce a spus în finalul declarației
să se țină de cuvânt cu ce a spus. Spune-mi, Robert, îți amintești momentul acela când l-ai văzut pentru prima oară pe Eugen? Da. Cum a fost? Sau care a fost reacția? Ce ai zis? Mi-a făcut o propunere pentru acest parteneriat. I-am spus că să mă gândesc 2 zile, dar decizia cred că o luasem deja din momentul ăla care mi-a făcut propunerea. Sunteți dar prieteni? Am vrut să fiu misterios. Sunteți prieteni buni în viața de zi cu zi? Suntem prieteni buni, eu așa cred. N-avem foarte mult timp pentru că el este foarte ocupat, eu sunt foarte ocupat și atunci, practic, cel mai mult timp îl petrecem împreună în perioadele de concurs, premergătoare concursului și în concurs, dar ne facem timp și câteva ore în perioadă eu de timp. Eu eram curios, cine câștigă de fapt cursa, copilotul sau pilotul? Știi că este o muncă de echipă acolo, dar... Întotdeauna cursa o câștigă echipajul, care are în spate echipă tehnică, are o echipă cu care vine în concurs. E o muncă de echipă, indiferent dacă poate în față ies 1 sau 2 persoane, e un sport de echipă și trebuie menționat și respectat acest lucru. Eu aș vrea să le spun celor care nu au posibilitatea să se uite acum pe un monitor, vă reamintim, transmitem live întâlnirea cu invitatul de astăzi, Robert Patrick Fus, copilotul Eugen Caragui din ei participă la Cupa Dacia. Robert se află undeva în dreapta mea și este îmbrăcat în tricoul consacrat. Pe brațul lui stâng este sigla postului nostru de radio, Radio România Actualități. Vă reamintim, este partener media la Cupa Dacia. Mulțumim pentru faptul că de fiecare dată veniți aici și povestiți despre această întrecere sportivă. Aș vrea să te întreb, pentru cei care vor să vă calce pe urme, ce sfaturi ai avea pentru ei? Sfatul meu pentru ei este următorul. Dacă vor într-adevăr să vină în motorsport, să se pregătească cu temenicie să-și obțină permisul de conducere. Sigur, acum există variante de a participa și fără permis, dar numai în anumite zone ale concursului. Să fie pasionat, să-ți găsească parteneri puternici și să înceapă cu una dintre cupele monomarcă, Dacia sau altă cupă. A fost o altă etapă a cupei Dacia. De fiecare dată vorbim despre fiecare etapă aici la Radio România Actualități. Cum ți s-a părut această etapă ultimă, Robert? Dar nu cea din urmă, pentru că cupa Dacia continuă. A fost o etapă interesantă. Întotdeauna Raliul Harghitei ne-a adus probe tehnice de viteză. Pe lângă astea se adaugă eventuale probleme tehnice pe care le avem câteodată și astea fac sarea și piperul unei etape. Dar întotdeauna cred că satisfacția este mai mare când treci peste tot și ajungi la un rezultat bun. Ați avut vreodată un accident în timpul cursei? V-ați răsturnat și voi cu mașina? Ne-am răsturnat, eu am mai avut răsturnări de-a lungul carierei. Pentru Eugen a fost prima în concurs, cea de la Bacău, din penultima etapă. Am reușit cu toate astea să ajungem la final, chiar pe locul 1 la categoria debutanți Dacia și... Deci dacă nu te răsturi cu mașina într-o cupă, nu ai făcut... Dacă nu te răsturni cu mașina în campionat, nu neapărat într-o cupă, că și cupa Dacia face ca parte din campionatul național de raliuri și atunci... Indiferent la ce categorie, la ce grupă, în ce clasament punctezi, ești în campionatul național, mergi acolo cu cei mai buni piloți, ai parte de aceleași senzații pe care le au și ei și automat cu cât acoperi mai mult din toată paleta de întâmplări care îți este pusă la dispoziție, ești mai bun. Și dacă ai vorbit despre senzații, Robert, eu te întreb, ce senzații ai atunci când te răstorni cu mașina? Un experiment neplăcut, dar pe care l-ai trăit de mai multe ori. La ce te gândești atunci? Timpul este destul de scurt. În prima fază pare că n-ai timp să-ți dai seama ce se întâmplă, dar de fapt în fracțiunea aceea de secundă îți trec ceva gânduri prin cap. Important e să rămâi calm, să rămâi cu picioarele pe pământ și să urmezi niște proceduri. Ți-a fost teamă vreodată?
nu știu dacă... Cred că poate, după ce s-a întâmplat, la momentul conștientizării, începe să ai așa un gând de teamă, să putea întâmpla mai rău și atunci... Te dai jos din mașină? Sunt cazuri, sunt cazuri în care nu mai ai ce să faci, nu poți continua, te dai jos din mașină și atunci ai de făcut câteva proceduri. Sunt cazuri în care te răstorni și ori revii pe roți datorită inerției, ori te pune spectatorii înapoi pe drum și atunci după, în fiecare caz găsești o continuare. Și inevitabil în orice competiție vorbim de obiective. Care ar fi obiectivul echipajului, să spunem așa? În momentul... Spre ce țintiți? În care ne-am împrietenit în acest... În mașină am zis că primul obiectiv este să învățăm cât mai mult. Să ne învățăm unul cu altul, să Eugen să ajungă la un nivel competitiv foarte bun. Al doilea obiectiv este să punctăm foarte bine pentru echipa din care facem parte de Teo Rally Team, construind zestrea de puncte pentru clasamentul general pe echipe. Bineînțeles, o clasare cât mai bună a noastră în clasamentul Cupei Dacia, în clasamentul destinat debutanților la Cupa Dacia și a debutanților la general în campionatul național. Ceea ce n-am vorbit niciodată în clubul prietenilor de la 10 până acum este cum e pregătirea pentru o cursă. Pentru un copilot, de exemplu. Cu ce începe? Cum vă pregătiți pentru o etapă? Începem să discutăm în principiu despre calitatea suprafeței de rulare, că este macadam, că este asfalt. Eventual revedem niște onboard-uri din anii trecuți. Încercăm să aflăm cât mai multe informații despre vreme în perioada în care are loc concursul. Ajungem în orașul sau în zona în care are loc concursul și atunci intrăm efectiv în programul de concurs cu recunoașteri, notăm, facem dictarea pentru probele pe care are loc concursul, ne dăm informații în echipă sau în cazul Cupei Dacia între participanți. Sunt multe de făcut, aproape că n-ai timp să răsufli. Și cum e dictare? Dictarea dacă este... Daniela e la volan, cum îi dictezi? Traseul de aici până prin București, să spunem Daniela așa, să facă... până la ieșire din București, spre Adă, aici, Constanța, spre Mare. Spre Otopeni. Să aibă... O dictare. Cum ar fi o dictare? Cum ar fi o dictare pentru... De unde lăsa mașina în parcare? De unde am lăsat mașina în parcare, i-aș spune... primul rând să plece calmă, niciodată nervoasă spre... Ți se pare că sunt cumva nervoasă? Nu. Nu, calm. Deci primul lucru să este... Să fii foarte calmă, calm, gândind da. Că te așteaptă un drum de 45 de minute până la ieșirea din București. 45 de minute. Optimist ești, da? Așa. Să ai instalată o aplicație gen îndrumătoare pentru traficul din Waze-ul București. Waze-ul este bun? Am spus să nu dau nume, poate alții folosesc altceva și să nu... Sau Google Maps, asta în cazul în care da? Să nu fim acuzați de vreo reclamă. Să ai totdeauna radio-ul potrivit pe Radio România Actualități. Exact. Cu calm și cu răbdare. Exact. Da. Și niciodată cu rezervorul pe final. Și cu rezervorul plin. Sau destul, să nu semnalizez dreapta și să fac stânga, pot să merg și înainte dacă semnalizez dreapta. Asta mai întâmplă, indiferent de persoana care e la volan. Nu contează, bărbat, femeie, poate să fie profesionist sau nu. Eu cred că asta se întâmplă. Nu poți să spui niciodată. Mulțumesc, Robert, pentru aceste sfaturi și cred că sfaturile pe care tu mi le-ai oferit mie ar trebui să le oferim la rândul nostru celor care se află acum în trafic. Deci cred că regulile sunt foarte clare. În primul rând să fiți răbdători, să nu plecați la drum fără a avea rezervorul plin sau aproape plin, pentru că pot apărea diverse situații neprevăzute. Să respectați regulile de circulație, cred că asta este o cerință esențială. Și mai e ceva pe listă?
eu știu să nu vorbim la telefon decât cu echipamentele destinate, ca archit sau căști sau... Mai ales că am auzit că în perioada următoare prin Grecia s-au mărit, să spunem așa, amenziile. Poate vor ajunge și la noi, nu știu, nu comesc, nu vreau să zic. Dar o prietenă, Elena din Sinea, e curioasă dacă veți participa mâine la raliul de viteză, dacă zic bine, de la Sinea? Da, Eugen va merge la Sinaia pentru etapa de viteză în coastă, într-o zonă care are loc într-o zonă, într-adevăr, încărcată de istorie și îi rugăm pe cei care locuiesc în zonă să aibă răbdare cu ceea ce se va întâmpla în weekend acolo. Va fi probabil trafic restricționat, zgomot de motoare, dar va fi frumos cu siguranță. Eugen va merge acolo, face parte din planul de pregătire pentru viitor și o să fie interesant. Și el și ceilalți participanți sigur vor oferi un spectacol. Robert, eu aș vrea să te întreb despre mașina voastră, mașina lui Robert și a lui Eugen, sau mașina lui Eugen și a lui Robert, asta să țin cont de pilot și copilot. Da. Cum o pregătiți, de unde o aveți, cum o numiți, cum arată, unde o țineți? Mașina arată foarte drăguț, o ținem într-un atelier unde se repară toate mașinile echipei, avem o echipă tehnică pentru care avem numai cuvinte de laudă, întotdeauna mașina este impecabilă, îi ajutăm cu informații despre setările de care avem nevoie la fiecare raliu în parte și nu ne dezamăgește niciodată nici starea tehnică a mașinii, nici echipa tehnică și pentru asta încercăm să aducem rezultate care să reflecte munca tuturor. Cum o numiți? Are vreun nume? Da, are un nume, îi spunem scurt JTM. JTM este la număr și sunt inițiale de la număr și atunci așa îi spunem. Este o mașină scumpă, pretențioasă? Nu este o mașină scumpă pentru motorsport, nu este o mașină pretențioasă, este o mașină care are un raport corect între prețul ei și performanțele pe care le oferă. Știi, de multe ori am auzit bărbați vorbind despre mașina lor ca despre o iubită, o soție, o femeie. Practic, sunt foarte multe persoane care fac această asociere între o mașină și o femeie. Frumoasă, costisitoare, uneori pretențioasă. Trebuie să te porți, să știi cum să te porți cu ea. Tu cum consideri mașina? Ce înseamnă ea pentru viața ta? Mașina pentru viața mea este un ajutor. E clar că fără mașină ziua de astăzi e destul de greu să rezolvi anumite situații și probleme pe care le ai, dar dacă mă întrebi strict de mașina de curse, da, ținem la ea. Și eu și Eugen. Tata mereu îmi spunea, mașina este gândul omului, pentru că dacă o ai acasă și gândești să faci, să ajungi undeva, mașina te ajută foarte mult în această privință. Să ne reîntoarcem la Cupa Dacia, urmează o nouă etapă. Da, peste o lună și jumătate la Iași este un raliu de macadam, unul dintre cele mai frumoase din campionat. De-abia l-așteptăm. Deși au trecut numai 4 zile de la ultimul raliu, chiar ieri aseară discutam cu Eugen și suntem așa aproape la punctul de fierbere. Ne și place macadamul foarte mult. Dar ce ați vrea voi să vedeți mai des prin Cupa Dacia și ce nu? Care, eu știu, situații sau... Neplăceri? Pentru că până la urmă vorbim despre Cupa Dacia, este o competiție foarte importantă, foarte interesantă. Există și minusuri la o astfel de competiție? Nu toate lucrurile pot fi perfecte. Sigur că și aici avem lucruri de adăugat și noi ca și concurenți și organizatorii și partenerii, într-adevăr, fac cât pot, dar sunt convins că un număr mai mare de parteneri sau parteneri puternici pot face lucrurile să funcționeze mai bine. Și ce v-a plăcut foarte mult? Și ce vă face plăcere să regăsiți de fiecare dată în Cupa Dacia? În Cupa Dacia, personal,
place faptul că există o colectivitate corectă, cu oameni deschiși, care avem în general relații de prietenie și tot timpul atmosfera e deschisă și bună dispoziție la ea acasă, dincolo de competiția în sine. Robert, noi îți mulțumim că ai ajuns astăzi la Radio România Actualități. Îți dorim mult succes. La finalul ediției din acest an, ce-ți dorești? Îmi doresc ca împreună cu Eugen să ne urcăm pe cea mai înaltă treaptă, să avem satisfacția muncii noastre de un an și... Și un mesaj pentru celelalte echipaje? Un mesaj pentru celelalte echipaje. Vreau întâi să le mulțumesc pentru faptul că sunt în competiție. Ei, împreună cu ei, alături de ei, devenim mai buni și avem cu cine să ne măsurăm forțele. Și fără prezența lor, rezultatele noastre n-ar conta. Mulțumim că ai acceptat invitația, prietenilor de la 10. Mult succes, vreme bună și fără probleme. Mulțumesc. Tehnice sau de orice altă natură ar putea să fie ele. Noi rămânem împreună pe frecvențele România Actualități și ne auzim și ora viitoare. În câteva minute revin știrile Radio România Actualități de la ora 12. Prin trafic, dacă întâmpinați probleme deosebite, ne puteți anunța în continuare prin SMS sau WhatsApp 0748877666, număr cu tarif normal, sau ne mai puteți găsi pe Facebook, pe pagina Prietenii de la 10. Ora viitoare, în clubul Prietenilor de la 10, continuă minutele plăcute de vară pe frecvențele Radio România Actualității.